Bună! Noi acum suntem în drum spre Vâlcea. Bine, suntem, nu știu, am plecat pe la vreo 1:30 de acasă, cred, și am fost mai întâi la țară, la părinții lui Dragoș și am lăsat-o pe mama. Iar acum mergem la, mă rog, în Brâmnicu Vâlcea să ne întâlnim cu cineva și am luat și o noapte la un hotel acolo. Acum este cam 5 ceasul și mi se pare că, mă rog, este destul de târziu, dar sper să ne cazăm repede și Ela, eu pun cu mere și cu mere și prune în spate acolo, iar ea tot vrea să ajungă, dar momentan nu are cum. Nu știu, mi-am zis să mai aștepte un pic, ajungem tot sper de oră la hotel și dau, dar nu prea vrea. Scăci e foame, deși am mâncat înainte să plecăm de acasă, dar da. Cum ziceam, e destul de târziu, dar având în vedere că e vară și se face întuneric destul de târziu, zic că o să fie ok. Așa că da, gata, a venit șoferul, plecăm. Ne-am lăsat bagajele la hotel și am plecat spre parc să ne întâlnim cu doamna Valentina. Nu știu, mai am vreo 10 minute până ajung, cam așa. A trebuit să mă schimb pentru că nu eram flașcă. Nu puteam să ies așa și am aruncat și o rochie pe mine ca să fie repede toată treaba. Să se întorc camera, că e frumos. Foarte, nu-i așa? Chiar mișto chestia asta, așa? Bine, sunt multe clădiri frumoase aici. Nu știu eu ce sunt ele, dar sunt frumoase. Monument istoric. A doua zi. Pentru că ziua de ieri a fost foarte mișto. N-am prea pus mâna pe telefon ca să filmez, pentru că eram acolo implicată în discuții. Cred că am rămas cu filmatul când mă duceam spre parc să mă întâlnesc cu doamna Valentina. Și a fost așa frumos. Parcă ne cunoaștem de o viață, știm, bine că na, știe multe despre mine, asta e, dar am aflat și eu o groază de lucruri. M-am simțit prost pentru că i-a dus lui ăla o groază de cadouri, jucării, hăinuțe, o gentuță, în acea gentuță erau bani, astăzi am văzut câți bani erau și eram, Doamne, adică, nu știu, mă simt prost, adică, sunt recunoscătoare, dar mă simt prost. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele acum și să exprim ce vreau să spun, pentru că sunt recunoscătoare pentru toate cadourile, dar în același timp simt că nu era ceva ce trebuia să fie. Era ok dacă ne întâlnim, vorbim și fără partea asta de cadouri, că mă simt datoare și acum pentru că mă simt datoare, deci va trebui să mă mai întâlnesc măcar o dată și să mă, nu știu, să mai scad din datorie, să zic așa, asta pe care o simt acum. Am fost la o terasă, nu știu exact cum se numește, dar e în parc acolo în Zăvoi și are o piscină, un lăcuț, ceva. Oricum am stat la terasa aia, am băut o cafea, o apă, am vorbit. Nu am putut să filmez acolo pentru că exista muzică și era destul de tare și YouTube m-ar fi sancționat pentru chestia asta. Așa că doar am făcut câteva poze pe care vi le pun pe aici și au venit apoi și verișorii lui Ela, adică un băr primar de-a lui Dragoș cu soție și cu copiilor, pe care nu am mai văzut de vreo 2 ani de zile și în timp ce ne îndreptam spre parc, atunci Dragoș a sunat, mă, stăți acasă, uite, veniți voi pe un parc asta. Mamă, și s-a jucat și
Noi ne întâlneam foarte des înainte și chiar dacă erau copii mici, oricum se jucau. Și acum s-au înțeles atât de bine încât mă oftic atât de tare că ei locuiesc în Vâlcea și noi la București, nu vă puteți imagina. Dar ideea e că după aia am plecat cu toți și cu doamna Valentina și am stat și s-au jucat și cred că am pe aici un filmuleț. Chiar dacă nu vă pun sunet, că nu era Tudor, cânta un cântecel și doamna Valentina cu Eluța dansau în parc, adică. Și nu știu exact cât am stat, adică am stat câteva ore, am stat câteva ore în parc, așa am vorbit, am zis foarte, nu știu, foarte multe lucruri în comun și o doamnă foarte, foarte, foarte caldă și bună și deci, numai așa aici, perfect pentru sufletel și da, cum ziceam, trebuie neapărat să te mai vedem, având în vedere că mai stă în țară vreo lună de zile, mai găsesc drum pe la Vâlcea și nu știu, văd eu cum fac. Dar după ce ne-am despărțit, ne-am dus acasă la vărul lui Dragoș și am stat acolo, nu știu, până la 11 fără ceva, în care eram leșinați de somn, băusem și o bere, mâncat niște pizza că a dat comandă și după aia am ajuns acasă, la hotel pe care nici nu l-am filmat și nimic, adică și m-am culcat. Dimineață, doar ce ne-am pregătit, făcut bagaje, dar așa, am dușuleț și am fost la micul dejun, am plecat, am ajuns aici la fel, am stat de vorbă, am mai făcut o pregătire, o cumpărătură, o nu știu ce, după care ce credeți că a făcut Nicoleta? A venit în cameră și a citit. Deci o liniște totală, pentru că e în partea cealaltă. Casa are, nu știu să zic, două corpuri, unde sunt eu aici, stăteau bunicii bătrâni, pentru care o să fie pomana mâine. Și camera celelalte sunt cumva în capătul ălalt. Și aici nu se aude vocea la nimeni și este very, 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 very bine de citit. Momentan nu mai pot, mă doare. Deci e seară, nu știu, cred că e 7, deci cred că este 7 ceasul, iar eu am stat să citesc câteva ore bune, pentru că vreau să termin și să sperăm că după ce termin nu mai citesc. O să-mi închid contul de Instagram și de Facebook. Pentru că, bine, asta vreau să o fac de ceva timp, o fac, dar acum e din cauza că, zice, nu știu dacă poate v-am mai zis, dar din cauza că eu tot citesc pe aplicații de-astea așa, ăștia mi le tot recomandă. Și eu ce fac? Că doar sunt idiotă. Deschid acolo un pic să citesc, ia să vedem despre ce este aia. Și sunt curious și zic, nu pun bani, nu citesc toată cartea, doar așa cât pune ei acolo gratuit câteva capitole de-alea ca să mai citesc un pic. Și ce credeți că se întâmplă? Bineînțeles că după aia îmi încarc contul pe chestia aia și citesc toată cartea, deci trebuie neapărat să scap de chestiile astea ca să nu mai aibă cine să-mi recomande, să nu mai fie tentația de a citi toate astea. Da. Este foarte, foarte, foarte cald. Deci, nu știu, cumva mă așteptam aici, fiind mai la munte, să fie mai răcoare, că de obicei așa era, dar nu e. Deci, nu trebuie să faci nimic ca să transpiri, ca să fii leșinat, ca să nu. Stau cu sticlele de apă lângă mine. Afară este groaznic și deci, în casă și aici e cât de cât Dragoș a fost și a cumpărat un ventilator. Mă rog, ca să facă așa, mă rog. A vrut să ia și pentru aici, dar zice eu că măruță mică n-are niciun rost să iei, lasă că da, pentru 2 zile nu e problemă, dar deci nu pot să cred că căldura asta, nu pot să cred. Acum, tocmai ce primisem mesaj, de fapt am vorbit aseară cu Andreea, bine, tot mesaje, că Mihaiță tușește puțin și acum mi-a zis că are o viroză și că o să stea vreo 3 zile să simtă mai bine și că nu poate duminică, dar ar vrea luni totuși să vină. Așa că poate, nu știu, plecăm și noi luni, marți,
Miercuri. Ar trebui să fim, nu știu, înapoi, mă, să se poate miercuri seară, ceea ce înseamnă că o să tăiem de pe listă unele lucruri și cred că, nu știu, poate mergem doar Sibiu și Hunedoara. Oricum, o să vorbesc duminică cu ei să vedem ce stabilim dacă merge. Acum, bine, putem să mergem și singuri, asta este, că dacă nu se poate să meargă, o să mergem singuri, dar clar, mă simțim mult mai ok dacă ar fi și Mihăiță acolo să joace cu ela. Da. În viitorul meu foarte apropiat, până la somn, urmează să mănânc, să fac un duș și să citesc. Așa că, sigur, ne vedem mâine. Și pentru că știu că doamna Valentina se uită, vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru tot ce a făcut pentru noi. Pentru prezență, în primul rând, pentru că e mereu aici și prezentă comentarii și mulțumesc mult, 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 mult de tot pentru asta și, bineînțeles, pentru cadourile ele. O să vreau să îmbrac cu ceva din ce a adus doamna Valentina mâine și o să vă arăt, sunt... Uf. Și rău de tot. Da. Gata, ne vedem mâine. Și mulțumesc. Să mă duc cu ei. Nu-ți dau pantofi, că acum e noapte, facem duș și stăm în pat. Păi nu, Nu mi-asum. dar stăm așa, fără să dormim. Și vreau Ce vrei? Să stau în papuci ăștia? Da. Ei, dar tu acum ce crezi, că facem parada modei pe aici? Da! Nu, nu! Da! Ba da! Luăm, ia deschide asta, că eu nu știu cum se deschide, hai? O deschid eu. Ia. Că nici nu am ochelari, hai? Și apasă mai întâi de ăsta. Ia. Bravo, că mama aia nu vede bine. Și nu știu, mama aia. Ia să văd eu ce rochiță să-ți dau eu ție. Uite, una cu mânecuță scurtă. Nu, ca să mi-a frică. Se vrei? Da, dă una pe care... Nu ai nimic cu mânecă lungă, rochiță. Nu avem, uite pe asta ți-o dau. Asta? Da. Uite cu... Ce sunt? Cu fluturași. Da. Nu sunt fluturași, sunt niște... Pantere ceva, tigri, leoparzi. Leoparzi. Zis că vrea să schimbe și pe ea rochițe, că n-a fost îmbrăcată deloc ziua asta. Da, așa, chiloței și atât. Nu vreau să mă vede cu chiloței afară. Cine se vadă? Păi oamenii. Păi care oameni? Păi o să-ți iei rochița, dragă. Normal că nu o să stai în chiloții. O să stau în pantalon. Da. Ia uite, rochiță și cu chiloței. Rochiță și cu chiloței. De. Și cu codiță. Cu codiță? Nu, este o baghetă. Ah, eu credeam că e codiță. Nu, este o baghetă. Oh. Cu cine te-ai întâlnit tu ieri? Da. Și după aia cu doamna Valentina. Da. Și după aia cu părinții lui Tudor. Da. Și după aia ne-am dus la o terasă să mâncăm. Mami, păi și pe Cezar l-a uitat? Pe Cezar l-am cunoscut aseară. Da. 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 Doar că Cezar e mai mic și te-ai jucat mai mult cu Tudor. Da. Hai. Cântă, cântă. Cântă, cântă. La la la, la la la. La na na, na na na. Oh, mai întâi încep. Tot asta cu chitara mea o cânti? La na na, chitara mea. La la la, la la la. Hai. Cântăm. La la la, eu fata. Mama, to la la la. Ta la 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 ta la
la ta, la 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 la. Foarte bine, bravo. Acum poți să fugi la baie, hai. Da. Și acum da, ne vedem mâine. Bună dimineața. Hei, tu. Bună dimineața. Bună, ți vrei ceva din magazinul acesta? Sincer să fiu, aș dori foarte tare să intru în magazinul acesta. Nepeliluța, nu aveți un copil de pasapoarte. Și de-aia am închis restaurantul de pizza. Nu. Veniți mai târziu când o să vă faceți un copil. Auzi, n-am un copil de pasapoarte. O copie, poate. Unde te duci? Închide că vine musca. Păi... Mă duc acolo și am închid dușa, că am închis restaurantul. Dar pot să intru și eu? Mama e. Bine fie. Mulțumesc frumos. Uite, da, am făcut și eu baie și... Da, dar nu ca lui Eluț, asta voiam să zic, fată, îți place costumașul? E frumoasă și da. Asta. Da? Super frumoasă. Da. Și sunt încălțată niște pantofi. Și ești încălțată niște pantofi, azi, da. Azi. Foarte drumușică că ești, draga mea. Cu cine să mergi? Puteți veni la restaurant să mâncați niște pizza. Pizza? Ce frumos, doamne. Fata, tu ești bună de actriță. Bineînțeles că este. Intrați. Mulțumesc frumos. Mâncați o pizza la mașină. Mulțumesc frumos. Da, mamă. Dragoș, da. Da. Mă duc imediat afară și aduc niște pizza de măsline și ciuperci și șoș pe care este... Nu este iute. Și un șoș de la pe care este galben și... Este cu brânzică bună galbenă. Stați aici că mă întorc imediat. Am înțeles bine, așa o să fac. Apas. Așa. Să închizi repede ușa, te rog, da? Da. Mulțumesc. Imediat, este vreo 8:30 și cred că undeva peste vreo 2 ore să înceapă să vină lume. Și zis să mă... O să fac și un duș, pentru că, bineînțeles, azi noapte am transpirat. Aha. M-am schimbat și acum doar să-mi pun puțină față și, mă rog, să ies. Așa. Aseară Andreea m-a confirmat că nu vine sigur, așa că am rămas singurei, iar acum o să, nu știu, să văd că se trezește Dragoș, să vedem ce facem, unde mergem. Na, nu știu. Trebuie să-mi fac și o cafea, să-mi dau și... Să vede, nu, că am gutierele acum. Da. Să mă duc să le spăl, să-mi fac o cafea. Dar, mă rog, adică am timp. Și oricum nu mă machiez, cine știe ce vreau, doar să-mi dau cu destapul la sprâncene. Pentru că, bineînțeles, am zis că o să mă pensez, că o să fac, o să... Nu. Nu am văzut. Da, mami, nu mă, dar asta nu merge? Da, că nu era pus capacul. Da, pe aici, pe jos, sunt bagajele noastre și le-am lăsat deschise și de când ne luăm ce ne trebuie de pe acolo. Așa. Dar... cred că, nu știu, o fi sărbătoare sau ceva astăzi. Ela, se întrebă mamaie dacă e sărbătoare astăzi. Gata, am pus capacul și acum nu mai merge pe Smart TV. Nu siculață strălucitor. Am și eu câteva haine de-astea de spălat. Astica astea de seara, ale de ieri. Și ce-a avut ela ca să le luăm spălate la noi. Mamă, deci îmi place foarte mult cum îi stă îmbrăcată cu asta și vin perfect. Că doamna Valentina nu știa dacă vine, dacă nu, dacă mărime, dar îi vine perfect, perfect, perfect.
Ce fac pe cea lângă televizor cu condimente? Uie și tu ala de pe mașcă, nu pot să fac pizza cu condimentele dacă nu le pui pe masă. Da, sigur. Uite, ia tu, uite, ia șervețelele, microfonul astea, pune-le pe... Mami, pune-le acolo pe dulap. Și șervețelele, telecomanda, ochelarii mei, pune-le toate acolo. Mi pun și pasaport. Sau pasaportul păstrezi. Ăsta este postul pașaport al lui Ela, din cauza că... Când am venit trecută pe aici, îl aveam în geantă tăiat. Și l-am lăsat aici, am zis să-l arunc. Care altul nou, dar nu l-au aruncat. Hai, pune astea. Da, gata, hai să facem ce avem de făcut. Stai un pic. Păi eu nu mai stau, că am treabă. Cineva s-a bronzat astăzi. Adică eu. Da. Și cred că și pe spate sunt. Nu mi-am dat seama. Deci nu mi-am dat seama. Mesele au fost puse în curte aici, mă rog, la umbră. Dar am tot făcut drumuri. Așa, prin soare. Și de asta s-a întâmplat chestia asta. Deschide geamul? Păi nu e deschis? Nu e. Deschide. Da. Că, na, mâncarea, așa, farfuriile alea pregăteam în casă și nu. Și oamenii stăteau acolo, așa că, na, eu am stat mai mult în soare. Ideea e că nu m-am gândit să-mi dau cu SPF, că de ce să mă gândesc la chestia asta? Mi-am dat doar cu cremă normală și acum, deci nu vine să cred. Sau acum ziceam, mamă, că nu știu ce, că... Dar nu am văzut până în momentul în care am vrut să vă spun că o să vină o furtună și voiam să mă... Și după am văzut că sunt, oh my god. Asta este. Na. Dar oricum, asta este ceva cât se poate de normal pentru mine, imediat mă roșesc, în curând o să se ducă, adică în vreo două zile, dar este fascinant că sunt roșie pe aici și pe frunte și în rest sunt albă. Sau mă rog, ei m-a pus mai deschisă. De fapt, am pudră. Sau aveam, nu știu. Acum vreo oră venit ăsta de cod portocaliu, că o să vină pe aici și acum se aud tunete. A început să plouă, a început să o picură, nu? A picurat puțin. Acum să vedem dacă să plouă sau nu. El a fost foarte happy la pomană. Nu puteam să filmez că erau atât de multe persoane, dar stătea așa în capul mesei acolo și vorbea cu seniorii. Că, bineînțeles, au venit mai mult vârsta treia. Și... Am pus-o acolo la masă și vorbea și cu stânga și cu dreapta și eu eram toată numai un zâmbet așa când o urmăream, dar din cauza asta s-a întâmplat și treaba asta. Trebuie să-mi dau cu cremă după ce fac un duș. Foarte caldă, foarte caldă. Am fost puțin până afară, de fapt am fost până în partea cealaltă. Mă ziceam că casa așa și mai este în partea asta. Mă rog, și astea sunt niște chestii vechi de alea coșare, nu știu cum se numește, așa se numește la mine la țară. Și... Bă, nene, fulgeră și tună de pic, adică ploaie așa un pic, un pic. În spate, încolo, cerul este cât se poate de frumos. Da. Și gata, acum vine. Uite, mă stropește pe ochi că am geamul întredeschis și mi-a venit câteva picături pe față mie. Da. O să închid dacă e ceva. Ideea ce voiam eu să vă spun este că mie îmi place să mă uit la furtuni, dar în același timp mi-e frică de trăznire de partea asta. În rest nu. Când eram mic, a fulgerat la noi în curte. Nu a pățit nimeni nimic, dar am așa amintire de asta mai... Dar în același timp îmi place să văd fulgerele sau tunetele. Oricum, voi știați că sunt o ciudățenie, deci...
Nu trebuie să vă mire chestia asta, nu mă miră nici pe mine. Da. E cât de cât mai ok acum afară. După ploaia asta, mai adie puțin vânt așa, un pic de răcoare, în casă leșini. Deci am fost să-mi iau telefon din cameră și e... se-mi pleșcă. Doar cât, mă rog, am luat telefonul și o hârtiuță. Este vreo 9:20 și mâine dimineață plecăm destul de devreme. Nu mică de și plecăm. Dar vreau să pregătesc astea din seara asta și aici, mă rog, este trollerul meu și trollerul Elei și trebuie să le aranjez un pic pentru că așa le-am ținut ca să putem să le folosim. Am zis așa pe final să vă arăt ce cadou aș a primit Eluța. Și aici asta a făcut-o foarte, foarte fericită. Așa, cu farduri, cu astea, a zis că o să le folosească la păpuși și ziceam, a fost încântată de ele. Ieri am văzut și eu tot ce e aici. Asta o să îi le desfac când ajungem la prima cazare. Să le folosească. O gentuță, asta a avut și niște, a avut niște bani înăuntru, dar a avut și niște carioci ca să coloreze astea, dar el ar fi stricat-o, s-a jucat pe carton și asta o lăsăm să o folosească așa. Sunt și niște mărgini astea drăguțe pentru copii. Trei măști. Iar astea cred că sunt din astea de ceară ceva, cred. Și astea le-ați văzut deja că a fost de la îmbrăcată cu ele astăzi. Și mai sunt astea. Și mai este rochița asta, care este foarte drăguță.
Și apoi acest costumaș care este mare. E acum așa. Bine, nu foarte mare. Dar cred că undeva pe la, nu știu, mai pe la toamnă încolo o să și îmbrac cu ele. Dar îmi place mie. Îmi place asta mult. Fost asta așa. Mai fost și setul ăsta cu păpușele, hăinuțe, mă rog, accesorii. Sunt pe aici, are... Și cred că cu astea s-a jucat la restaurant, mă rog, la terasă. Și am zis că fac astea acum, dar sunt aici de 5 minute și deja sunt fleașcă. Și mega extra roșie și așa mai departe. Dar nu mai pot, curge apa după mine groaznic. Și cred că mai aștept un pic. Și după aia vin să desfac astea, să le iau de pe umeraș și să le las aici. Și să iau decât hainele să le bag în troller, că le iau cu mine. După cum ați văzut, a făcut niște porumb fiert și am mâncat un porumb, dar cred că nu se mai mănâncă încă unul. Am zis să fac ca să iau cu mine, am băgat acum la congelatorul, la rada frigorifică, niște sticle de astea de apă, că mi-am adus și geanta de așa asta frigorifică și să iau, mă rog, niște porumb, ca să avem pe drum, niște sandwich-uri, ceva, mâine dimineață și am zis să iau și niște porumb la mine și să mănânc ceva mai ușor pentru cină, pentru că oricum astăzi am mâncat sarmale, am mâncat carne prăjită, chestii de-astea, piure. Până la urmă plecăm decât noi trei și o să mergem Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, ne întoarcem acasă. Adică Dragoș a zis că miercuri ne întoarcem, deci na, duminică, luni, marți, nu sunt foarte multe zile, așa că mi-am făcut o listă cu foarte multe chestii astea de vizitat, dar nu o să le facem pe toate, o să vedem așa două, trei chestii colo, două, trei chestii colo, ca să eu zic că n-am fost și mai vin și altă dată. Mă mai duc și altă dată. Dar o să închei acest vloguleț scurtuț ciudățel aici și de mâine filmez altul. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și ne vedem data viitoare!